Cea mai lungă pistă de biciclete amenajată până acum în Buzău este cea de pe Calea Eroilor, care se continuă în Parcul Crâng. De curând a început amenajarea unei astfel de piste și pe Bulevardul Averescu, pe tronsonul dintre Calea Eroilor și Poarta Crângului. Societatea Urbiserv va demara lucrările pentru întregirea, să-i spunem, pistei de biciclete de pe Calea Eroilor, în sensul că pe trotuarul din fața Diviziei 2 Infanterie Getica, în continuare pe Bulevardul Stadionul până la Poarta Crâncului, vom avea o nouă bucată de pistă de biciclete cu dublu sens, executată în aceste zile de către Urbiserv. Circuitul mare al pistei de biciclete din zona Crângului este alcătuit din Calea Eroilor, Pădurea și Parcul Crâng, strada General Grigore Baștan, Bulevardul Stadionului și Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu. Deocamdată se completează un circuit mai mic doar până la Poarta Crângului. De fapt, această pistă de biciclete va întregi ceea ce putem numi un inel care se continuă apoi pe Alea Căprioarei și în Parcul Crâng. În sumate, va fi o pistă, de fapt un circuit de pistă de biciclete de 5,4 km, ceea ce cred că va fi extrem de util pentru amatorii de ciclism din municipiul Buzău. Lucrătorii de la Urbis lucrează la pregătirea trotuarelor de pe Mareșal Averescu. Se scot și se recuperează pavajele, se vor scoate bordurile și asfaltul vechi de pe trotuar, apoi se va asfalta și se va turna pista de biciclete. Șoferii sunt rugați să nu parcheze mașinile în zona de șantier marcată, pentru că riscă să le găsească în cu totul alt loc decât cel în care le-au lăsat. Odată ajunși la Poarta Crângului, bicicliștii mai pot străbate pe biciclete și pista recent amenajată pe Bulevardul Bălcescu până la sediul instituției prefectului.